Solidat cu creștinii de a apăra ortodoxia. Mi pare rău că acum se găsesc oameni diferiți, cu diferite caractere și cu diferite opțiuni politice și folosesc biserica în aceste scopuri, că ei vor să apere biserica. De cine? Că la ziua de astăzi biserica nu este persecutată de conducerea actuală. Noi, Mitropolia Basarabia, am fost persecutați aproape 12 ani, chiar începând de la primul președinte și până la ultimul, care a fost domnul Voronin, unde nu am avut nicio libertate, am fost persecutați, cu preoți arestați și așa mai departe. Și acum nu poate să spună cineva că suntem persecutați. Avem cât de cât, așa, cum se zice, poporul suplăm, cât de cât ușor. Și avem dreptul să ne spunem părerea noastră și opțiunile noastre. Dar este regretabil că s-a întâmplat așa ceva și eu v-aș da un sfat să aveți cu el o întâlnire și să luați de la el niște întrebări.